Parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din municipiul Brăila a organizat astăzi o activitate filantropică pentru familiile celor 30 de copii asistați în cadrul Centrului Social Sfântul Vasile cel Mare. De asemenea, daruri au mai primit bătrâni și tineri nevoiași, precum și pacienții de la un spital din oraș. Pe lângă masa caldă oferită zilnic copiilor asistați, astăzi beneficiarii au primit obiecte vestimentare pentru iarnă, pachete cu alimente neperisabile, produse de igienă, pături și lenjerii. Darurile au fost oferite atât la sediul cantinei Sfântul Vasile cel Mare, cât și acasă la cei care nu se pot deplasa. Preoții de la parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, însoțiți de voluntari, au vizitat și 15 bătrâni nevoiași. O masă caldă, materiale de igienă și alte produse necesare îngrijirii au primit și pacienții internați la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brăila. Există foarte multă Suferință, există foarte multă nevoie de dragoste, de ajutor în zilele noastre, foarte multă singurătate. Toate acestea nu se manifestă doar de sărbători, oamenii nu au nevoie de ajutor doar de sărbătorile mari, de Crăciun de Pași, nevoia lor și suferința lor este zilnică. De asemenea, grija noastră și arhiepiscopii se îndreaptă și către spitalele noastre din oraș, au luat și Au fost dăruite articole de igienă, igienă personală, mai ales pentru persoanele care sunt nedeplasabile. Avem în vedere persoane singure, în mari nevoi, persoane înaintate în vârstă, care nu se pot descurca, familiile cu mulți copii, copiii care sunt în pericolul de abandon școlar. Avem situația lor foarte clară. Sunt înregistrați, sunt în evidența noastră și permanent ajutați cu rechizite, cu îmbrăcăminte, cu încălțăminte. Suntem recunoscători, parohii Sfinții Arhanghel, mulțumim foarte mult și vreau să subliniez că, dincolo de nevoile materiale care au însemnat ajutorul cu care aceasta a fost lângă pacienții noștri, este extrem de important faptul că. Prin acest ajutor material, pacienții au simțit mâna Bisericii asupra lor, ajutându-i să traverseze mai ușor o perioadă extrem de dificilă din viața lor și, de ce nu, ajutându-ne și pe noi, pentru că un pacient cu un moral bun, un pacient care se simte sprijinit și de oameni și de Dumnezeu, este mult mai ușor de vindecat decât unul care se simte singur. Valoarea darurilor oferite de parohia braileană prin această activitate filantropică este de 10.500 de lei. De la începutul pandemiei și până în prezent, centrul social Sfântul Vasile cel Mare din Braila a oferit semenilor nevoiași ajutoare în valoare de 165.000 de lei.